Dragii mei, prieteni, frați și surori, nu-i prea mult și aș vrea încă o dată cu toții care ne găsim în locul acesta să-L binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl din ceruri, pe Domnul Isus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Amin. Sub al Romei larg imperiu, în cezarea, trăia un sultaș numit Corneliu, bun slujbaș, cum vom vedea către cezar datoria și o făcea cu scumpătate, câștigând cinstit simbria, dobândind autoritate, pentru felul cum menține ordinea, respectul ei, e vorbit numai de bine și de greci și de iudei. Absolvent Academiei din Republica Romană, urcă în scara ierarhiei și azi șef de garnizoană. Dar era și un om cucernic, căci în orice activitate el se bizuia puternic pe suprema realitate. Se temea de Dumnezeul cel etern și adevărat, rezolvând astfel tot greul legilor de la senat. Milostenii, fapte bune, el neîncetat făcea, iar în post, în rugăciune, timp adesea petrecea. Și cum se rugă odată de al său cuget îndemnat, când ridică ochii, iată, vede un înger minunat, dintr-o glorie măreață, comanta strălucitoare, un bărbat îi de în față cu o alură uimitoare și fiind chemat pe nume, fix Corneliu s-a uitat. Dar, ca orice om din lume, sigur s-a înspăimântat. Ce e, Doamne? Abia îngână un apel din trei cuvinte, îngrozit, cuprins de spaimă, dar și cu luarea minte, în doar câteva secunde îngerul l-a informat, iar acest mesaj oriunde fi va recapitulat. Cum? Pe artere nevăzute, rugăciunea, postul său, milosteniile multe au ajuns la Dumnezeu. Străbătând prin galaxia miliardelor de stele, cel egal cu veșnicia îi răspunde acum la ele. Să confirme ipoteza, a venit un înger sfânt ce zburase cu viteza fulgerului pe pământ. Admirăm evenimentul, e și cazul de admirat, cum apare la momentul și în punctul indicat. Nu-i chiar simplă socoteala? Chiar în clipa când se închină să parcurgi pe verticală milioane ani lumină? Coiuțeală pe orbită pentru care nu-i vestigiu? Nici nu poate fi gândită de savanții cu prestigiu? Depășește rațiune? Orice calcul ar oricui că se poate presupune doar viteza gândului. Zboară solul fără nume în vârtej amețitor, Cum n-a existat pe lume nici vreun aparat de zbor Ce-ar ateriza cu grații și-o precizie așa mare După ce-a trecut prin spații ample, interplanetare. Știm că orice aterizare cere un teren deschis, Însă îngerul pe care domnul însuși l-a trimis Din cereasca ai ambasadă trece în zbor măreț cu fală Peste orice baricadă, nu-l oprește casa, blocul, nici chiar zidul de oțel. El apare chiar în locul unde se ruga Cornel. Alte elemente care se cuvin a fi notate, poarta, ușa la intrare, erau sigur încuiate. El, când vrea ca să răspundă, nu-l barează nicio ușă, ci dispare într-o secundă orice lacăt sau cătușă, ziduri, porți și uși străpunge lesne îngerul puternic. Cu un mesaj divin ajunge la Corneliu cel cu cucernic. Oare ce transmite cerul printr-un scurt comunicat? Important e și reperul ce îl dă codificat. Este orientat spre Iope, după Simon Petru, care locuise lângă Simon Tăbăcarul, lângă Mare. Gata, el va fi să-i spună tot ce trebuia să facă. Iar o veste atât de bună, imposibil să nu-i placă, căci Cornel, de bună seamă, a și dezlegat misterul, pricepând și cine îl cheamă. Dar și cine-i mesagerul? Mesager, de fapt, nu-i Petru, ci e însuși Duhul Sfânt ce vestește mântuirea omului de pe pământ. Vestea bună și măreață pentru orice păcătos garantează drept la viață, azi, prin jertfa lui Hristos. Frați iubiți, aveți chemare ca acest fios sutaș? Deci vă îndemn pe -a lui cărare, chiar acum să faceți pași, căci mare e cerească pentru a Domnului copii. Deci să nu lăsăm să crească pe cărare bălării, dacă ne vom da silința, năintând pe îngustul drum, vom obține biruința, răzbândind prin spin și fum. Iar Corneliu e un exemplu pentru noi de neam străini, rânduiți ca pietre în templul noului Ierusalim. El e primul frate al nostru dintre cei păgâni ales, primul rod pe care Domnul dintre neamuri l-a cules. Știți ce avea să zică Petru la Corneliu și tuturor? Văd că Dumnezeul nostru nu-i deloc părtinitor, că în orice neam și fire, cine caută mereu, a umbla în neprihănire, sunt primiți de Dumnezeu. Știți că noi, după Scriptură, până astăzi, nu aveam niciun fel de legătură cu vreun membru al altui neam, însă de curând, cerește, Domnul clar mi-a arătat ce El însuși curățește, eu să nu numesc spurcat, căci înaintea feței sale, bunul tuturor străpân, vor avea drepturi egale și iudeu ca și păgân. Petru apoi vesti iertarea dată celui păcătos, viața și răscumpărarea prin jertfirea lui Hristos și cum le vorbea el încă despre cel ce a înviat, peste liniștea adâncă, Duhul Sfânt s-a revărsat inundată fu încăperea de lumină, viață, har, când s-a coborât puterea, când veni cerescul dar, bucuroși, cu inimi pline, noi convertiți erau, ei vorbeau în limbi străine și pe Dumnezeu măreau, iar smochinul cu alui lui ramuri tre în fiorat. Că de asemenea, peste neamuri, Duhul Sfânt s-a revărsat, iar Corneliu va rămâne cum a vrut Emanuel pentru cei de azi și mâine un vrednic de urmat model și vreau să vă dezvălui taina care a generat minunea. Nu-i nici gradul, nu-i nici haina, e la mijloc rugăciunea. Viața care poartă roade e credința întrupată, ce în diverse perioade va fi sigur încercată, dar nu-i cazul să te sperii, nici să nu te miri deloc. Aurul și alte materii încercate sunt prin foc, Chit că nu se oxidează, aurul e pieritor, dar credința ne trasează drum spre un veșnic viitor, viitorul cel de aur, către care aspir și eu, e Iisus, unic tezaur din raiul lui Dumnezeu. Amin. Amin.